Jurnalistul de investigație Daniel Muraru de la publicația Atacul.ro vine cu o nouă dezvăluire despre o altă mega afacere legată de asfaltarea din anii 2006-2007 a drumului județean 15 Roman Piatra Neamț, mai ales în zona Felești, cunoscută ca fiind șoseaua morții. Constructorii au folosit pentru fixarea asfaltului piatră concasată de balastieră, total nerecomandată de către constructori. Este vorba de o afacere cu iz politic în buna tradiție românească și despre spolierea fără rămușcări a banului public în această țară. Din păcate, o asemenea afacere pasată de la parchet la DNA a arătat că în această țară oamenii politici și firmele de asfaltatori au furat fără remușcări bugetul României, în care, se știe, infrastructura este praf. Afacerea cu criblură de pe șoseaua morții a lăsat în cei 10 ani zeci de morți în accidente cumplite de circulație. Iată dezvăluirile făcute de curajosul jurnalist despre o afacere cu pronunțat iz de moarte. Da, vorbim de DNA 15, de drumul care face, drumul național care face legătura între localitățile Piatra Neamț și Roman, cele mai importante orașe din județul nostru. Povestea este una mai care a început în urmă cu vreo 10 ani, chiar mai bine de 10 ani, vorbim de niște lucrări care au fost executate în perioada 2006-2007, când a fost aplicat un tratament bituminos pe această șosea, un tratament bituminos care a prevăzut în rețetă, așa cum se procedează, și criblură. E vorba de acea piatră măruntită, și o să vă explic imediat despre ce este vorba, care se aplică în acest tratament bituminos pentru întărirea șoselei, a asfaltului efectiv, a căii de rulare. Ei bine, în 2006-2007 s-a întâmplat acest lucru, după care, la un an, doi ani, cei de la Poliția Rutieră au constatat că ceva este în regulă, în sensul că numărul accidentelor rutiere soldate cu persoane decedate și rănite, multe dintre ele foarte grav, a crescut. Ei au făcut niște mici verificări și au ajuns la concluzia că de vină ar fi carosabilul. Mai exact, această piatră aplicată, această dindură, ar fi una care în anumite condiții de umezeală, în special, scădea foarte mult aderența neurilor. Și au fost și declarații de unor șoferi care au spus, da, domnule, când șoseaua este umedă, efectiv nu mai poți să stăpânești mașina. Ei, lucrurile, deși cei de la Poliția Rutieră au solicitat în nenumărate rânduri administratorului drumului, vorbim aici de Direcția Regională Iași, Drumul și Poduri Iași, care se află în subordinea CNADR-ului și a schimbat denumirea acum și această companie națională de drumuri și autostrăzi, că așa este la noi. Ei bine, nu au percutat decât prin 2008, la 2-3 ani, și anume au venit și au frezat acele zone, să zicem, cu unde exista un pericol mai mare, respectiv în curbe, unde a avut loc accidente rutiere, au frezat acea criptură în zonele din curbe. Numai că accidentele au continuat să aibă loc, inclusiv pe drumuri în aliniament, în zone cu un aliniament, și de aici până la un dosar penal n-a mai fost mult timp, deși din punctul de vedere a trecut foarte multă vreme, din momentul în care s-a constatat că e ceva în regulă cu acest carosabil, cu acest drum, până la dosarul penal. Dosarul penal a fost întocmit, dacă mă înșel eu, prin 2013, în momentul în care apăruse deja în presă, sub semnătura mea, monitorul de neam la vremea respectivă, că ceva este în regulă cu acest drum, existau și există niște informații, bine, neconfirmate în acest moment, și mă refer la o afacere din asta clasică românească, și anume că un mare om politic la acea vreme ar fi intervenit și ar fi furnizat celui care făcea această firmă, care aplica acest tratament bituminos, piatră de râu neconcasată, ceea ce nu este permis. Această criptură trebuie să fie din piatră de carieră concasată pentru a da o aderență foarte bună pneurilor. Ei au pus piatră de râu neconcasată, luată din informațiile pe care le-am eu, repet, luată din râul Moldova. A fost mai simplu, au făcut și un ban, pentru că, mai normal, trebuia să ia piatra asta, cel puțin există în factori, în contabilitate, că piatra, criblura, a și fost cumpărată de la două societăți, respectiv Calcarul Pojorâta Suceava și la Farj România. O să ajungem și la această chestiune, că o să vedeți ce au descoperit polițiștii. Revenim la anchetă. S-a plecat de la accidentul de la Dulcești, în urmă cu 3, de acum 4 ani, dacă nu mă înșel, un accident soldat cu decesul a 3 persoane sau 4, dacă mai țin-o bine minte. Polițiștii atunci și-au dat seama că lucrurile sunt foarte complicate, în sensul că nu exista nicio
Ucigașe, pe o porțiune de drum drept, o mașină, șoferul unei mașini pierde controlul asupra autoturismului, intră pe contrasens, colizie frontală cu o altă mașină, urmarea 3 sau 4 persoane decedate. Ei, acolo s-a deschis un dosar penal, bine, toate accidentele au fost urmate de întrumirea unui dosar penal, însă de această dată polițiștii au cerut oficial să se facă și o expertiză privind calitatea grigurii. Dosarul a fost la parchetul de pe lângă, unde e și acum de altfel, la parchetul de pe lângă judecătoria Roman, un procuror tânăr, cât am înțeles, care a vrut să facă treabă și și-a făcut treaba din punctul meu de vedere, pentru că a fost dispusă o expertiză în cauză, expertiză efectuată de un laborator autorizat din Sibiu, în Gaică, România. Concluzia a fost clară, mai mult decât clară, avem de a face acolo cu o piatră de râu neconcasată, lucioasă, care n-avea ce să caute pe un drum, nu are ce să caute pe un drum din această țară, în loc de piatră de carieră concasată, așa cum spun toate normele vigoare, pentru că oamenii știu foarte bine despre ce este vorba. Ei bine, dosarul a plecat cu propunere de declinare la DNA Bacău în primăvara acestui an, însă procurorii anticorupție au constatat că nu există elemente care să arate că la mijloc a fi fost vorba de niște comiterea unor fapte de corupție. Eu spun din punctul meu de vedere că au greșit, nu știu dacă e vorba de un interes la mijloc sau poate discutăm de, să zicem, o fi considerat că dosarul este foarte important să mai lucreze și poliția, să mai dune probe și în momentul în care vor identifica și acele indicii care să arate că au fost răspunsite fapte de corupție, dosarul să plece din nou la DNA Bacău. De ce spun eu că aici vorbim despre fapte de corupție fără doar și poate? Pentru că este clar, facturile găsite în firma, în contabilitatea firmei care a executat această lucrare, arată, de exemplu, faptul că au cumpărat acea grigură de la casa lui Pojărâta. În schimb, autoritățile romașcane, polițiștii și procurorul romașcan, sub supravegherea căruia este făcută această anchetă, atunci când au discutat cu cei de la Calcarul Pojorât, au constatat că aceștia nu au furnizat nici măcar un kilogram de grigură firmei care a existat la lucrarea respectivă. Bine, informațiile noastre, spuneam la un moment dat că există niște date, niște informații pe surse, așa, avem noi niște nume, să spunem, care ar fi fost implicate, dar nu există nicio probă. N-am reușit să probăm acest lucru, credem că autoritățile ar trebui să o facă. Acel personaj ar fi intervenit, deci vorbim de faptă de corupție, este clar, ar fi intervenit și ar fi insistat, ar fi făcut presiuni ca această criptură să fie cumpărată, nu cumpărată, să fie luată din râul Moldova și nu să nu fie adusă de la Calcarul Pojorâta. E bine, sunt multe lucruri de spus. Cei de la CNADNR, mai exact Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, care se află în subordinea CNADNR-ului, nu și-au făcut treaba. Au refuzat în timpul anchetei să predea niște documente, ceea ce zic eu că demonstrează foarte mult. Concluzia este, Flora, că iată, oamenii ăștia, cei care ne conduc de 27 de ani, pentru că, am mai spus-o, repet, pentru mine nu există diferență între PSD, PNCCD, PNL, putem să-i acuzăm doar că, sau unii sunt mai vinovați decât ceilalți pentru că au stat mai mult la putere. Și n-au niciun Dumnezeu. Exact. Aici este, zic eu, o chestiune care ar trebui să ne dea de gândit, pentru că au început să facă bani și jefuiesc această țară, lăsând în urmă, iată, și cadavre. Nu știu cum poate trece prin minte să faci, să jefuiești în asemenea hal sau să găsești o modalitate de a face bani aplicând pe un drum care este intens circulat, cum e DN15D, un material care nu este recomandat. Este crimă și nu greșesc când spun acest lucru, să pui pe un drum pe care se circulă pe anumite porțiuni și cu 100 și ceva de kilometri la oră, să pui piatră de râu neconcasată, lucioasă, care nu are aderență. Efectiv, eu am stat vorbă cu șoferi, am făcut și niște experimente, să spun așa, am fost într-o perioadă, să zicem, când drumul era umed și am vrut să văd care este aderența pneurilor. Foarte, foarte scăzută aderența și numai asta. Sunt declarațiile șoferilor care circulă destul de des pe această porțiune de drum și oameni care și-au dat seama la puțin timp după ce a fost aplicată această grigură că este ceva în regulă cu ea. Fotografiile există, bine, cei de la CNADNR au investit acum și au pus un nou strat de asfalt, crezând probabil că așa vor ascunde hoția. Este destul de greu pentru că pot fi făcute expertize și peste 50 de ani acolo n-au cum să scoată toată grigura aia nenorocită pe care au pus-o ei în 2006-2007.
asemene moarte pe drumuri, ca asta au făcut din punctul meu de vedere, conștienți fiind, pentru că n-ai luat cliblura pe care trebuie să o aduci de la Calcarul Pozodăta sau la Fare România, n-ai luat-o de acolo și te-ai dus în râul Moldova, că era mai aproape, că aici au făcut niște bani. Vă dați seama că vorbim de niște sume foarte mari, transportul, marfa și așa mai departe, ai luat pietrișul de acolo și ai aruncat pe drum, deși este interzis să faci așa ceva, nu există un accept în acea, nici piatra de râu concasată nu este acceptată pentru astfel de tratamente. Conform dezvăluirilor jurnalistului, după aplicarea tratamentului cu criblură de o calitate incertă, numărul de accidente mortale a crescut îngrijorător. Numai în 2008, pe DN15 s-au înregistrat, conform statisticilor, 32 de accidente rutiere soldate cu 13 morți, 37 de răniți gravi și 23 răniți ușor. În 2009 s-au înregistrat 21 de accidente cu decesul la 8 persoane, rănirea gravă 25 și rănirea ușoară a altor 21. În 2010, în alte 26 de accidente, 5 persoane au murit, 28 au fost rănite grav și, mai ușor, 14. Și 2011 a adus o statistică la fel de sumbră, 28 de accidente soldate cu 3 morți, 36 de răniți grav și 25 mai ușor. Toate aceste accidente au determinat Poliția Rutieră Neamț să constate că ceva este în neregulă cu asfaltul de pe drumul proaspăt reabilitat. După aceste constatări, administratorul drumului, Direcția Națională de Drumuri și Autostrăzi Regională Iași, a trecut la frezarea stratului de asfalt în zonele în care s-au înregistrat cele mai multe accidente. Acest lucru aduce alte neajunsuri, mai ales iarna, când apa pe porțiunile frezate îngheață și duce la patinarea mașinilor. Când au constatat că afacerea a fost descoperită, administratorii drumului au trecut la recenta asfaltarea drumului care leagă Romanul de capitala județului. Afacerea se află în curs de cercetare și jurnalistul speră că acești afaceriști criminali să înfunde ani grei pușcăriile, ceea ce nu va aduce în viață însă zecile de morți, victime ale acestei afaceri criminale.